Domnule Cremen, spuneți că nu veți vota împotriva moțiunii de cenzură a liberalilor. Asta înseamnă că veți vota pentru. Sau ne vom abține aici, fiecare va decide cum dorește. Eu aș vrea să știu care este moneda dumneavoastră de schimb în negocieri, pentru că probabil că există discuții, există negocieri. Liberalii n-au făcut niciodată un secret din faptul că negociază cu viitori parteneri politici pentru dărâmarea guvernului Victor Ponta și venirea unui nou guvern liberal. Nu e vorba de monedă de schimb în acest moment și eu nu ne că am avut întâlniri cu Alina Gorghiu și cu Vasile Blaga și în aceste zile am discutat. Mi se pare normal, nu e nicio problemă. Deci există întâlniri pentru formarea guvernului pe care nu pentru formarea guvernului, discutăm foarte, foarte multe aspecte. În acest moment toată lumea știe că nu putem forma guvern. Nu avem majoritate. Nici PNL, UDMR și cine mai e în opoziție. Mai lipsesc vreo 58, 59, 60 de voturi. Asta nu se știe niciodată cine a trecut la un EPR sau cine n-a trecut la un EPR. Deci, în acest punct de vedere, suntem departe de a avea majoritate, indiferent cum votăm. Sunt două chestiuni extrem de importante. Primul rând, subiectul principal a moțiunii de cenzură, cu care noi nu am fost de acord și nu suntem de acord, să facem o astfel de abordare. Fiindcă nu poți să ceri sau nu poți să critici guvernul pentru ceea ce nu a făcut Parlamentul. E vorba despre votul prin corespondență pe două parte. Deci nu guvernul trebuie să dea o lege. De aceea avem Parlament. Pe de altă parte, prin legea alegerilor parlamentare, noi am găsit o soluție pentru exercitarea dreptului de vot românilor care stau în afara granițelor, prin înregistrare și prin vot în ziua alegerilor cu ștampila în mână. În așa fel încât niciun om care dorește să meargă la vot să nu fie îngrădit, să nu fie împiedicat a exercita acest drept. Dar celelalte două subiecte, alegerile parțiale, într-adevăr pot fi puse în cârca guvernului. Noi avem și alte probleme cu guvern, dar n-au fost trecute în moțiunea de cenzură. Și de aceea noi spunem... Autonomia ținutului secvest, de exemplu, nu cred că a fost trecută. Nu, asta e o altă problemă, dar iarăși nu pot să cer de la guvern. Este o chestiune legislativă, nu guvernul de legile. Nu, eu vorbesc de legea educației sau proiectul de legea educației care a fost pus în dezbatere și care e absolut inacceptabilă. Și nimeni nu-și asumă paternitatea și maternitatea, doar a apărut așa. Dacă întreb pe cei din minister, păi nu știm, dacă te duci la Senat și o întreb pe doamna Andronescu, nici ea nu știe. Dar e pe site. Deci sunt multe, multe lucruri pentru care noi criticăm și vom critica guvernul, dar nu pentru faptul că Parlamentul nu a adoptat o lege. Interesant este, haideți să vă spun așa, acum vreo 3 ani, în 2011, 4 ani, liberalii de atunci și PSD-ul de atunci ne-a rugat, noi eram cu PDR-ul la guvernare, să nu susținem votul prin corespondență. Era un proiect al lui Baconschi. Deci, trăiți și dumneavoastră o stare de dualitate. Da.